A doua lună de toamnă ne aduce în continuare o vreme capricioasă și schimbătoare. În aceste zile au dominat ploile și frigul, iar în următoarea săptămână vom avea parte de temperaturi cu maxime până la 19 grade Celsius. Temperaturile de la începutul lunii octombrie au speriat toată țara, care s-a săturat de frig și ploi. Maxima din aceste zile este de 10 grade Celsius, nepotrivită pentru perioada în care suntem, spun mehedințenii. Total nepotrivită. Nu mi-amintesc că în ultimii 20 de ani să fi întâlnit o vreme așa de capricioasă, foarte rece, umedă. Am probleme cu spongioza cervicală, am tot felul de astea. Toată lumea are probleme. Am stat de vorbesc cu alții. Nu afectează vremea schimbătoare? Da, pe toată lumea cred că îi afectează și în afară de asta e vorba și de modul în care se mai întâmplă, suntem naiba și în asta, în carantină și toate astea, este toate treburile astea. Parcă n-ar fi suficientă doar vremea, mai sunt și lucrurile astea care se întâmplă. E prea aspră pentru luna octombrie. Chiar dacă vremea de afară nu ne priește, trebuie să o acceptăm așa cum este. Normală. Adică în ce sens? Că plouă sau... Da, dacă este mai frig ca în alți ani sau dacă este vremea potrivită. Sunt chestii subiective. Unii suntem mai friguroși, alții ni se pare că e bine, alții chiar spun că e cald. N-ați văzut că unii suntem îmbrăcați mai gros, alții chiar la tricou. Fiecare... Dar voastră vă place vremea de afară? O accept. Nu e vorba de plăcut. O accept. Și mie îmi place mai mult căldura. Sper să avem parte de ea și nu cu costuri foarte mari. De asemenea, vom trece de la o extremă la alta. Vremea se va schimba radical săptămâna viitoare. Vom avea temperaturi cu maxime până la 19 grade Celsius și cer însorit.